numește operați, reoperați, în care persistă durerile, simptomatologia algică nu se poate controla cu nimica și atunci rămâne ca și ultim resort acest tratament. După cum a zis colegul meu, într-adevăr, în principal se adresează pacienților cu Feinberg Surgery Syndrome, pacienți care au numeroase intervenții posibile în sfera coloanei, inclusiv intervenții de fixare, de îndepărtare a materialului de fixare, de și așa mai departe. Pe lângă asta, mai pot beneficia pacienți cu arteriopatii cronice de membre inferioare, care durerile sunt extrem de importante, pacienți cu de diferite mononevrite, nevrite la nivelul membrelor inferioare, pacienți tetraparetici, pacienți spastici, la care se implantează un neurostimulator medular, care are rolul, de fapt, de a împiedica transmiterea impulsurilor dureroase pe zonele respective. E clar că costurile unui astfel de implant sunt prohibite pentru un pacient. Un stimulator ajunge undeva la 20 și ceva de mii de euro. Trebuie să facă un trial de încercare pentru a vedea dacă pacientul răspunde la aceste de stimulare și ulterior se implantează dispozitivul final. Noi încercăm să intrăm pe programul național. Din câte știu eu, nu e nicio clinică privată în România care să fie acceptată în programul național până acum. Iar la stat se face într-un centru la București, dar au foarte, foarte puține cazuri tratate până acum, ca și aceeași poveste, ca și pentru stimulare cerebrală profundă, pentru tremur, Parkinson și mai departe. Cazurile sunt destul de frecvente, deci merită făcut investiția. Și în momentul în care pacientul nou să mai trebuiască să plătească din buzunarul lui implantul, cel puțin, e clar că adresabilitatea și eficiența și tot restul lucrurilor să fie mult mai ușoare și pentru pacienții și pentru noi. Mulțumesc.